Reabilitarea celei mai deteriorate străzi din Slatina, varianta Uituz, va începe în această vară. Municipalitatea a decis să înnoiască documentația după ce sistemul de achiziții publice a cerut multe clarificări care au prelungit mult durata de implementare a proiectului. Au fost clarificări, au fost o grămadă de probleme pe documentație. Documentația este destul de veche. Studiul de fezabilitate este făcut undeva prin anul 2012. Au fost destul de multe probleme. Cei din SEAP ni l-au dat înapoi, am remediat, dar știți cum e? În momentul în care vine la verificare, vine la verificare la o persoană în SEAP, acea persoană vede anumite probleme, ne-o trimite, remediem. Când o urcăm din nou în SEAP, poate să ia altcineva și altcineva poate să vadă alte probleme. Cu studiul de fezabilitate refăcut, autoritățile speră ca în următoarele câteva luni să aibă și un constructor desemnat pentru această lucrare. În același proiect mai sunt incluse pentru reabilitare străzile Constantin Brâncoveanu și Pitești, tranzitate tot de mașini de mare tonaj ca și Uituz. Suntem la final, am remediat toate problemele din caietul de sarcini și săptămâna viitoare îl urcăm și să sperăm că undeva în două luni, trei luni de zile vom avea o deschidere și vom avea și constructor pentru ce înseamnă varianta Uituz, intrarea dinspre strada Pitești, și Constantin Brâncoveanu. Țin foarte mult la acest lucru pentru că dacă se va închide podul Olt, noi vom putea să facem acele lucrări, nu vom mai avea trafic greu, nu vom mai avea trafic de fapt deloc și putem să închidem varianta și putem să facem acele lucrări cum trebuie, fără să perturbăm inclusiv traficul nostru din Slatina, pentru că Slatina nu poate să ocolească fără probleme. În schimb, când aveam trafic național, trafic greu, era imposibil să facem acest lucru. Primăria Slatina a decis să repare din bugetul local aceste străzi. Asta după ce în ultimii ani a așteptat bani din partea guvernului pentru varianta Uituz, arteră circulată de mașini aflate în tranzit, nu de ale slătinenilor.